Iar m-a de meșterit. Holo în casă, sub bladele vestre. Am un pic de ciment de vechi, adică foarte urât. Uite ce slavă mechere în picioare și m-am pătat de ulei, tot îți plin ulei, că am pus cartofi pe aie. Și acum am adus scândură, de un an am adus-o, e scândură din grajdiu bunicului meu, din județul Mureș. Am creat-o 4 județe să fie scândură veche. Să nu se vadă diferența când cârpesc ceva pe aici, prin casă. Și se pun pe, cât am zis, pe 50 cm. Stai că aduc un pic fierăstrău, mă duc după fierăstrău. Oare unde e fierăstrăul? Unde l-am găsit? Vă nu vedeți mica, dar eu văd, am ochii mai buni un pic. Găsesc fierăstrăul. Hai să vă dau un pic de lucru, să vedeți ce fac eu. Noi, ia să măsurăm noi 50 cm. Asta e cam subțire. Capătul ăsta e cam urâțel. Hai să văd cât are scândura în sine. O să fac 25, dar nu mi-ajunge. Are 130. Dacă tăiem capetele urâte, cum ar fi ăsta. Hai să ne apucăm să tăiem capătul ăsta urât. Cum are, taie? Bun, și acum măsurăm 50. 50-uri. Aici. Bun. Apa acum nu tai eu la milimetru, dar... Aici, bun, 50. Am semnat aici și acum tăiem un 50. Fii, mă, ce greu, mă. Ce greu să tai primul dinte. Nici nu-i dreaptă deloc, da? Acum încă una de 50. Ușor de semnat că n-ai atâta la fel. Opa, așa. Corect, de astea le ducem în casă la prins focul. Că foarte bun l-a prins. Facem aici lemne de foc. Pentru a prins șemineele. Bun. Și avem 2 de 50 și mai trebuie. Hai că mă duc să văd dacă se potrivește. Hai să vedeți unde, să vadă și vouă. Uite aici, vedeți? Este o zonă cu pământ de ăsta urât, mai băgăm un pic de ISO. Chiar foarte urât. Îl facem să-l acoperim, nu? Hai să vedem. Cam așa ar arăta, la final. Mai băgăm, mai tăiem câteva, încă vreo două cel puțin. Aici e bună, uite ce drept e aici linia. Luxul de pe lume. Dar nu se mai tai încă două. Și revenim, focul nu prea arde, din păcate. Mămăliga lui de foc. Oare a intrat, s-au nimerit, hai că aici am de ce să prind măcar. Cred că nu încă ai apăs scândura. Nie, mă. Apăsa pe tare și ca nu plugul. Asta nu-i mai bine. Afară cu ești. Fie în tele ce-am făcut. Așa de tare, mă, din doi și un plugul în doi. Dacă dau una cu un lemn aici, nu se mai îndreaptă oare? Nu-i chiar drept, mai dăm un pic. Da, de unde lăsăm, punem altul. Mă mai chinui.
Nu am prins. Să băgăm unul pe margine. Asta la altă nimă. Mă stă durut pe acum scândura. Poate că o casă de lemn la ce se greșește, orice face bine. Adică tot ce repar e bine că ai reparat, că n-ai ce strica. Oare mai am șuruburi? Fii antrenat. Șuruburi cu capete de alea ciudate, de romburi. Uite, aici mai este unul. Bun. Prima am prins-o cu prima vinca în lemn. Acum urmăritoarele. Uite, mă, o pită de lemn aici, e bine. Cred că numai aici de ce prind. Doar că nu mai prind în capătul ăla. Asta am măcar câte două de fiecare. Am atâtea șuruburi. Ia pun unul în mijloc. Și stau liniștit că s-o prind. L-o strâns. Două. Hai, da, de mai am două șuruburi. Mai am unul aici. Bonus. Are scândură, are scândură. Are în ce prinde. Așa m-a pus pe ele că le îndoi, tăte. Sunt prea tare că s-a ridicat acum sus în capătul alt. Așa s-a pus strângă prea tare. Hai încă un șurub, de-aș mai avea. Bun. Am găsit un șurubel, aici are ce prinde. Nu prea are, asta întorcem asta e micul. Oare așa, are ce prinde. Așa nu arată bine. Colțul ăsta, mă, ce să-l prind aici, nimic. Acum poate să-l culc. Dacă bag o șurub din ăsta, cum îi zice, din ăsta de ciment. Vrem să prindem? Văd că asta stă în aer. Apoi nu-i chiar ciment ăsta, e tare slab, să sperăm că trece prin el șurubul. Nu m-am prins. Hai șurubelul, du-te, intră, nu-mi rupe lemnele. Nu vreau, mă. Atunci vom da o gaură cu un burghiu. Nu-i drept deloc, dar e acoperit. Și ar fi așa de sus. Nu mai pare a fi podea de ciment, ci pe lemn. Bun, ce fain arată. Scândurile de la Căpuș, din județul Mureș, Cărate până aici. Și da, așa-și fac treaba. Ce urâtă e acum scândurile astea, se vede ce urâtă e. Așa e. Am trei bețe, măi, nu uite, acum e clar. No, am mai făcut ceva și astăzi.